Prieten, bună dimineața la dumneavoastră. Sunt patroana de la Strehaia. Prieten, zic să fac și eu un grob. Datorită grobului lui Leo, lui Cristi, care l-am văzut. Și am văzut, prieteni, că acesta, Cristi, e mare dușmănos pe Leo. Dar Leo nu o observă. L-a luat pe jos de la Rino și l-a dus toamna în piață. Toamna e la magazin la Cocoș. L-a dus pe jos, putea să cadă omul mețală, că la-i vine mețală și cade jos din picioare. Și ce mai făcea Mevlu Cristi? Și l-a dus pe jos să facă cumpărături. Păi nu-l ducea cu mașina lui dacă era? Să-l fi dus cu mașina lui, dacă era să facă sport, să plimbă, trebuia să-l ducă cu mașina prin parc să-l plimbă. Nu să-l ducă să face cumpărături la magazin pe jos. Da. Și am văzut prieteni că luară coșul cu marfă și-o luară tot pe jos. Și s-a dus Ion Dileava, îl căutară pe Ion Dileava de dusă coșul. Prieteni, ce face Cristi ăsta nu-i bine. L-a dus pe jos, pe copilul meu. Băi, Cristi, trebuia să-l duci cu mașina, bă. Cu mașina ta. Și dacă vrei să facă sport, te duceai cu el prin parc. Și să filma și tot prin parc. Nu să-l duci pe jos la cumpărături. Doamne, de atâta obosit am văzut că a beut doza aia de suc pe nezvântatelea, că l-a dus pe jos. Așa merită copilul meu dacă a plecat de acasă. Dacă a plecat de acasă, așa merită să bată jos Cristi de el și Ion Dileava. Să-l țină pe Ion Dileava să-i dă să mănâncă supiță caldă. Deci a plecat de acasă, de la el de acasă. Nu plătește tirie, nu nimica. A plecat să stă noaptea pe TikTok cu toate jagardelele. Stă noaptea pe TikTok, prieten, cu toate jagardelele de nu doarme, de să face ochii, să umfră ochii la el în cap. De-aia pleci de acasă, mamă. Să faci numai năsărâmbe. Păi stai la casa ta ca împăratul, colea, beai, mănânci și te plimbi. Ai cu cine te plimba? Cu listică, cu băieță, cu toți. De ce pleci tu de acasă, nu știm de ce fugim, că din casa ta ai fermeci. Ai ferme să fugi din casa ta. Da. Ai curtea ta, ai casa ta să stai ca boier. Și te plimbi, te plimbă ursul, te plimbă Alin, copiii tăi. Te duci să te ducă Cristi pe jos, la magazin, la Cocoș. Să faci cumpărături, că aici n-ai ori popas, n-ai ăștia să cumpiești. Nu mai da, mamă, banii la Rino. Vino acasă cu banii să trăiești pe ei, să te ții, să-ți cumperi pofte. Nu mai te ia du zăpăcel ca să-l ții pe Ion Dileava acolo. Să te ia Ion în... îi luasă Marian baraca aia. Și stătea în baracă și acolo ai pus la apă caldă, l-ai pus la cameră, la hotel și plătești pentru el noaptea la hotel. Mă, mamă, bagă-ți mințile în cap. Bagă-ți mințile în cap, mamă, să vii acasă. Să vezi grobul ăsta, să vezi că m-am supărat că ai luat-o pe jos la Cocoș. Care acasă te ducea rițică, te ducea băieță cu mașina să te faci cumpărături. Și dacă vrei să te plimbi, te plimbai. Te duceai în parc, te duceai la Herculane, te duceai la Feliaș, că e destul orașe frumoase.
Ai prins-o București, Rino, Rino, București, Rino, Rino. Că sunt la TikTok acolo alea care sunt ochii lor în cap, zdrogați fetele alea, care tot vorbești cu ele pe TikTok. Da. Că femei serioase nu fac așa ceva. Să te țină toată noaptea să nu dormi. La taină pe TikTok. Să zică, mă, omule, ești bolnav, du-te să te culci, să te odinească cap. O să vin, eu tot am zis că vin și n-am venit să fac panorama șeful ăla de la Rino. Nu mai are alți oameni să-i facă vânzare acolo, să ia camere. O să vin eu acolo. O să-l dau la poliție. Da. Și asta este prieten. Prieten, nu mai mă înțeleg cu nimeni. Nu mai mă înțeleg cu copiii, că de aia sunt bolnavă, sunt stresată, nu de mâncare, nu de ceva. Sunt stresată din cauza copiilor. Că nu mă înțelege niciun. Zice că eu sunt dușmana lor. Așa zice și Olga, și Ursu, și Leo, zice că sunt dușmana lor. Și eu le gândesc de bine, prieteni. Le gândesc de bine. Să fie în rândul lumii. Dar nu mă înțelege niciunul, aia e teamă. Că pune vorbele mele la fund, care le spun eu. Cine m-a ascultat a ajuns o mare. Cine nu mă ajunge, cine nu mă ascultă a ajuns zilii. Ați văzut, prietenii, mofturi la Ion, ce face după Leo? L-a luat pe Ion ca să-l năcăjească acolo, că Ion umbră toată ziua pe la cocoș, pe la aia, să-i dă ea câte o bere. Și vine numai seara. Nu-l ajută cu nimic ca Ion. Doar numai cere bani de la el. Când e beat, se scoală noaptea și caută în oală și mănâncă. Da. Și face după om așa, moftul. E foarte scârbos. Comportarea care o are Ion când e beat, nu l-ar ține nici un om în curte. Da, mă, da, da, mă, da, zice. Așa zicea după mine, da, mă, da, da, mă, da. Dormea la cutuna și se scula în bucătărie noaptea și mânca din oală. Și de-aia la gonită ea, că mânca din oală. A stat la Luci tot așa și l-a găsit soacra lui Luci că mânca din oală. Și pe urmă nu mai mânca copiii mâncarea din oală. Că nu așteaptă să pună în farfurie, să mănâncă din oală. Da, are un obicei prost de tot. Nu e să-ți pare rău de el că e năcăjit, că e așa. Face mofturi când e beat, nu se spală, miroasă, nu face baie. Când e treaz, da, se spală. Dar când e beat, miroasă când e mort. Și asta este, prietenii. Cu Ion a rămas Leo, să spală cu el pe cap, l-a dat, l-a plecat de la Marian, nu mai are grijă, nu mai cheltuie Marian banii cu el. Da, cheltuie Leo acum, îl ține pe Ion. Îl ține la Rimo pe Ion. Da. Nu știu la ce a plecat să țină pe Ion cu Rino, la Rino. Să vă mulțumim.
când a venit Claudia la mine, i-am dat și un borcanel de ăsta de, de carne, să mănâncă copii. La mine cine să-l mănâncă? Tu cât să ne ai? 8. Te duci la școală? Dă bidonul ăla mai încolo. Hai. Așa, te duci la școală? Hai, vorbește. Da. Te duci? În ce clasă ești? Două. A doua. Bravo. Te duci la școală să înveți carte. Te-ai program. Da, la dinsia, sia, 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 dacă te duci la școală, ești cu minte? Da. Surorile tale mai ești, te duci la școală? Da. Se duce? Asta este prieten. Viața e grea de trăit, prieten. Și cu bani, să ai bani, să ai mâncare, să ai, uite cum are Claudia, are copii, are să le țină. Și s-a îmbolnăvit și eu, doare picior, a făcut infecție la un picior. De-aia n-a mai venit. Da. Bună. Punem pungă și ăla, carnea, să-ți mănâncă copii. Așa, bag-o acolo. Mami, cum e măpituța? Dar știi ce dulce e? O pui în vardă, o pui în mâncare de cartofi. Mami, cum e măpituța? Claudia, te duci cu piciorul că faci, ai făcut infecție, să faci tratament. De-aia, prieten, n-am mai venit la lucru, că o luam pe Claudia, dar are infecție la picior. Altă dată când te-ai face tu sănătoasă, am oalele descoase din beci, să le spălăm, să cot puțin aia, să umflă și mie, cu a venit strugurii. Da. Da. Acum aș să fac, dar nu pot piciorul. Lasă, nu te opresc eu acum. Mai am câteva cu o oară de spălat. Mami. 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 Vreau și o pituță. Păi de unde să-ți iau pituța? Dă-mi bucătărie acolo, să faci. Măi, ești frumoasă, foc. Vrei pituța de la Luci de aia?
Ai, Doamne, Doamne. Cu ce ați venit? Cu autobuzul pe jos? Cu autobuzul. Cu autobuzul. Și acum cu ce vă duce? Tot cu autobuzul. Ci, fără mă mișto, mă dea. Hai, dacă te-ai luat din lovei la te. Numai că te-ai duc și eu prehap din mine. Ia că n-a cocajul. Ci că răizărții o să-mi pătrăși dacă mă faci zărții. Să intră în sânge răizărțiile. Că dacă ai infecție, trebuie zărții. Și eu m-am căzut la picior. M-am luat și eu în vas. Îți vânătă și eu, uite. Uite-ți. Am căzut și eu. Și uitați ce am la picior. Am căzut, m-am împiedicat la bucătărie acolo. Da. Mami. Ce să faci, băi, Claudia? Asta m-a e. Tot ca. Greutăți și năcazuri. Vorba mea, că e tânăr, că e bătrân, tot durere are. Da, da. Greutăți da. Are. Mami. Că m-au pituța. Dar vedeți ce l-a pupat la mamă? Vedeți ce mă gauzi? Să nu mai ai după tine, să o lași acasă, că te bate la cap. E, da. Să o lași acasă. Gabriela nu e așa, ai văzut mată? Nu e, nu, Gabriela e mai cu minte. Crede-mi, Gabriela nu cere bavă, nu cere nimic. E cu minte, Gabriela. Ja, fapt că mă coaciu pleacă, n-a, că ai rugit, mă arăstite. Da, du-te, se pantează, să-ți bagă-l fie, să-ți bagă alea. Nu mai zic că te-ar poate de lume. Pude mami ce ai usat, pude mami ce ai venit. Adică că ai jucat, dar te vreau să te primai mă că injecție. Da, da, trebuia să-ți facă injecție, du-te la el. Și spune, fă-mi injecție că am infecție. Da. Îmi dai jucă, hălă la Livestru. Aici că de la Bihanu. A, nu-i bine, fără injecție. Că de-am ulurat tu atunci când a venit locata. Doamne, și n-am mai pleacă așa. Hai, dă-mă. Hai, duceți-vă. Ai, odinte-te în tu puterea, patroane. Hai, sănătate. Mai dă-i tu bățăl mai rău de mă. Mai dai tu pe aici. Mai dă-i eu pe la mătă. Da, bine. Dă tu vin la pansament și mai dă-i eu. Da, da. Hai, Dumnezeu să-ți dea putere. Hai, sănătate, mă. Da, când îmi dai pace, mă, da, am și eu. Sănătate, da. Hai, dă-mă, din asta. Îți mulțumesc din suflet. Și tu să fii sănătoasă. De pale puri. E cum să cade Claudia. Muri de dracu, i-am dat carne. De la găleată i-am dat. Aia carnea de la găleată e dulce. Da. Sănătate, prieteni, mai revenim. Ce faci, băi, Albinuță? Bă, dar unde ai luat costumul ăsta negru? Că nu-mi place mama negru. Nu trebuie să umbli negru. Da. Auzi, se aveva altul, dar să nu mai poți pe asta. Altă culoare. Hai? Tu ce zici, Alini? Nu mai zic nimic, patron. Hai? Unde ai fost aseară până târziu? Aseară? Ei. Fost plecat. Nu plec, nu plec.
Tu ce faci, că stai pe telefon, nu te duci după leu. Oi la leu, vorbește aici, sărțoare. Cu cine? Cu o fată, Cristina. De unde e? De la București. Tu o să însoară pe fiecare zi. Auzi, auzi, patroară. Ce? Să-i trimiți și tu ceva pe remorcă, uite. Păi ia să văd ce femeie e, ia la dumneavoastră. E țigancă o româncă? Nu e româncă. E româncă ori țigancă? Româncă. Măi, țigancă și pe aia. A, și cine mea? Cine am? Cum am închis la ea? Ea spune că e țigancă. Spune că tu să eu că e țigancă. A. Da. Ia-ți patroana, îi dai 2-3-5 galbeni. Dacă e cu minte, îi dau. Și cine a închis la el? Eu nu am închis. Sau nici nu știu ce-am. Păi dai țigancă, vă. Da, da, patroana, sunt țigancă, sunt. Auzi. Vezi că cunosc lui. Da. Din ce cran? Ia întreabă din ce cran. Cansul îl vede, papa. M-aș mânca și eu pe grătar ceva, Aline. Ceva pe grătar? Da, mață de oaie ceva. De capră. Da, nu, nu. Abia. Ce părere ai de ce nu mânca patru? Am mață în ladă, dar cine să le scoat? Aia rânză am. Mergi cu mine, mergem și la străhaia, te iau cu mine, Luiz, că uite-și mie patroana câți da galbeni. Păi nu se iei galbeni să pleci? Păi face și treaba acolo, facem o ciorbă, că mă pune la treabă, sigur. La ce auzat? Din ce cran, pusta, ce cran? Ia cere galben și să pleacă. Cere 5 galben. Pe interes, toată lumea pe interes. Și trebuie să iau cu cineva comunica, să mă simt în siguranță, să fiu sigură că... Păi nu, ți-l dă pe zică, Badiguar, ți-l dau pe zică. Da, da, avea Badiguarul meu. Păi ți-l dau pe zică acolo, Badiguar. Păi tu, Luiz, da, cu tine să merg. Luiz, trebuie să te dai bine pe lângă zică, îți dai și ție 2 de galben. Auzi? Păi zic că tu ești sora mea, vântul, oricum o iubești și dai tratamentul. Ca să stai liniștită, patroană. Vedeți, patroană, deci am grijă de el, mereu zic, ia-ți pastilele, fă-ți insulina, alea. Practic sunt fata dumneavoastră adoptivă, dacă vrei să mă adoptați. Hai că luat-o, doamne. Sunt cu minte, mâncare, fac, cu semne, fac. Și ea ne canți. Că nu știi nimic. Cristina mai jucă meciul ăsta și nu le dă nici nimeni nimic, nu fac niciun bani aici. Mai bine la pierdut, pune să vină acasă să facă bani. Că mergem la Herculane, ia, scrie. Hai să vină să mergem cu fata la Herculane. Scrie seara. La băi, la Herculane. La... Hai, să mergem la Herculane, la băi. O să te certe, cred că
că se bucură că scapă și ea de mine. Cristina, te pup și ne vedem mai încolo dacă ai. Ai grijă de tine. Pune mâna și mănâncă. Ești te pupa. Te pupa. Ai sănătate, prieteni, mai vedem pe alte globuri. Să vă dea Dumnezeu sănătate și la copiii mei, sănătate multă. Dă-i, Aline, și tu la prietenii mei. Sănătate. Sănătate, sănătate, sică. Sănătate, sărbăna doamnelor, domnilor și domnilor. Mulțumim. Să ne urmărească în continuu. Hai.